Fostul premier Vlad Filat s-a plâns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru condițiile de detenție și presiunile care se fac, susține el, asupra sa. Avocatul lui a depus pe 7 decembrie plângerea la CEDO. Filat este de o săptămână în greva foamei și spune că nu renunță la protest. Noi am depus către, mai bine zis, am expediat către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului plângerea domnului președinte Vlad Filat, prin care condamnăm Republica Moldova asupra drepturilor care au fost violate în mod constant. Și aici mă refer în mod special la articolul 3 din Convenție referitor la interzicerea torturii, mă refer la articolul 5, încălcarea dreptului la libertate și siguranță, mă refer la articolul 6, dreptul la un proces echitabil și neapărat și articolul 8, care spune dreptul la viață privată și familie. Această plângere a fost rezultatul acțiunilor abuzive și arbitrare atât din partea procuraturii, cât și din partea administrației penitenciarului numărul 13. De cealaltă parte, Departamentul Instituțiilor Penitenciare a declarat că Filat a fost mutat pentru o săptămână la subsol din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemul electric. Apărătorul fostului premier susține că asupra clientului său se fac presiuni, dar nu intră în detalii. Filat nu va renunța la greva foamei, spune avocatul său, care dezvăluie mesajul adresat de acesta clasei politice de la Chișinău. Citez. Stimată clasă politică, dragi cetățeni ai Republicii Moldova, credeți-mă că dacă nu scoatem această țară din captivitate, Moldova nu va merge înainte. Fostul premier a făcut astfel de declarații și înainte să fie arestat, chiar de la tribuna Parlamentului, când deputații au votat pentru retragerea imunității sale. Spune atunci că va deconspira mai multe persoane implicate în scheme care au fraudat statul, dar până acum nu a dezvăluit niciun nume. Vlad Filat este acuzat de corupție și trafic de influență în dosarul de delapidare a băncii de economii. A fost reținut pe data de 15 octombrie în baza denunțului făcut de omul de afaceri Ilan Șor și este ținut în arest.